Nu avem nici... Uite, nu e. Nu e nici pe atât a fost. Așa ne face. Deci o oră îi dă drumul iar. Păi nu, iar oprește, că bagă cu găleata pe aia, aia, mai bagă un pic de aer. O jumătate de oră vine numai aia. Noi plătim pur și simplu aerul, nu plătim apa. A fost pe conductă ce a fost... Da. Localnicii din Șuța Olteni spun că așa pățesc în fiecare zi. Apa curge în jur de o oră, după care se oprește, iar pe conductă vine numai aer. Li se întâmplă de 2 ani de zile, iar din acest an sperau să se remedieze situația pentru că au schimbat furnizorul de apă potabilă. E foarte greu. Avem familie, avem copii. Spuneați că veniți de la serviciu? Da, normal. Lucrăm, venim la ora 4, nu poți să speli. Trebuie să bagi mașina de spălat la 11-12 noaptea ca să speli. Toată noaptea să meargă mașina de spălat. Aia e problema. Da, cu nu știu. Dar de când e situația asta? Păi a fost și acum un an, pe fiecare an se întâmplă. O jumătate de oră pe zi. În rest ne spălăm cu apa din butoi care o opri. În rest nu există apă. Acum nu e gram de apă. Acum nu e gram de apă. Am încercat, acum nu e gram de apă să mă spăl. Uite ce văd. Și facturi plătiți în fiecare an? Normal, ne-a spus că se rezolvă. Dar de 2 ani de zile nu se rezolvă. Oamenii sunt conștienți că presiunea scade pentru că se udă grădinile în această perioadă. Însă, la robinetele lor, apa se oprește de tot în fiecare zi. Răspunsul la compania de apă a fost, este apă de băut, nu de udat grădinile. Adică nu avem voie să folosim la toalete, să ne spălăm decât să bem. Dar să vină domnul director de la compania de apă să bea apa asta cu clor, cu mizerie, cu noroi. Și ieri am sunat la compania de apă, mi s-a spus, zice, este o avarie. Îți mă scuzați, 4 avarii avem pe traseu, până diseară se rezolvă. Au trecut încă 24 de ore de când am sunat. Nu s-a rezolvat nici la ora actuală. Dă dimineața un sfert de oră apă și aia parcă picură. Dar probabil că se și udă în grădină, nu zic eu, și mai multă apă să consumă acum. Dar acum, da, dacă plătești, nu trebuie să mă ofere serviciile pentru care plătesc. Dacă ferească Dumnezeu, începe un incendiu în acest sat, ardent precum șobolanii. Apă. Foarte rău. Și cu cel mic, cu toți am 5, nu una. Am copii în tratament, vine Lucin să ia apă cu bidoanele. Aseară mi-a dus în Lucin să luăm apă cu bidoanele. E posibil așa? Am copii în plasament, în ce condiții? Ia ce condiții le dau? În Ligian? Păi de ce am băgat-o? De ce am cheltuit bani? De ce ne dăm mari? Că suntem uniune. Păi așa zice uniune? Și de ce ei la comună au și noi nu avem? Păi dacă se strică, se defectează, se defectează la toată lumea. Nu numai în satul ăsta amărâtul. De ce nu? Suntem cei mai proști. Ne lasă așa. Când vine apă dimineața, strângeți bidoane? Da, e apă. Nu e? Da, nu știu ce te spăla pe față. Vasele, bă, că stă acolo, nu le-a spălat. Păi cu ce? Da, păi cu ce? Acum a venit. Da. Acui, dar e dură drumul. Cei care mai au fântâni în curte se pot considera norocoși. De la ei iau apă și vecinii. A zis că este pe rețea la Raciu, a zis că e cu tare, acum a venit, a oprit, nu știu. Așa e toată ziua, așa e în fiecare zi, nu? Da, în fiecare zi. Cam în fiecare zi, nu știu. Noroc cu fântânele care le avem făcute. Cu ce vă spălați acum? Apă din fântână, scot din fântână să mă spun. N-ai cu ce să mă spun. Uitați. Nu curge gram de apă. Ce se aude? Aer. Aveți noroc cu apa de la fântână? Da. Din cauza asta vă... Vin și vecinii să ia de la dumneavoastră? Da. Mai mare pomană decât apa 5. Oamenii se plâng și de faptul că li s-au stricat mașinile de spălat din cauza lipsei apei. Apa deloc, rufele în mașină, a mers, se strică. Cu altă se oprește, și afară cum de... n-are apă. Afară cum de curge apă? Acolo mai merge un pic pe conductă, că e mai aproape, știu, dar aduce aici și avem toaletă, stăm cu toaleta, cu mizeria, unde e microbul? Nu mai se pune problema că e microb și ne îmbolnăvim copiii. Păi am oprit-o, că dacă nu e apă, ce să fac? Mai are încă 16 minute. De când? De la ora 7:30 băgat. Dar dacă nu e apă, mergem bol. Când prind apa la robinete, localnicii își opresc în bidoane, să aibă măcar pentru strictul necesar. În ultimele zile au fost nevoiți să meargă și în localitățile învecinate pentru a lua apă. Bidoane, când avem... Și de unde ați luat apă? Am fost la dimineața într-un sfert de oră. Și la Lucien, am fost la sfert de oră. Și la Lucien. Iau și copiii în plasament. Îmi cer condiții. Deci doar un sfert de oră a cursat azi dimineața? Azi dimineața, da? Un sfert de oră. Reprezentanții companiei de apă Târgoviște-Dâmbovița spun că sistemele de alimentare au fost proiectate pentru un consum casnic, nu și pentru uz gospodăresc, și din acest motiv nu fac față consumului, iar singura soluție este livrarea apei cu program. La Șuța Olteni, preluarea rețelei de apă s-a făcut la începutul acestui an, iar cei de la compania de apă susțin că încă se mai caută soluții pentru remedierea problemei.